Mulțumim, Roxana. Furtunile puternice au lovit deja peste jumătate de țară. Vedem exact ce se întâmplă, pentru că s-au emis noi avertizări. Este alături de noi foarte important meteorologul Oana Păduraru cu informațiile de, și cu hărțile de ultimă oră. Bun găsit, Oana, ce se întâmplă și unde? Bună dimineața, bine v-am găsit. Într-adevăr, în ultimele zile au fost multe coduri de tip nowcasting, portocalii, galbeni și chiar și cod roșu pentru manifestări de instabilitate atmosferică, în principal pentru averse torențiale și descărcări electrice. Și pe parcursul zilei de astăzi, până în această seară, la ora 10, ne așteptăm la manifestări de instabilitate în mare parte din țară. Totuși, ponderea acestora va fi mai mare în partea de sud-est a țării, dar și în zona montană, în Carpații meridionali și orientali și în zona Transilvaniei, unde încă mai sunt de așteptat cantități importante de apă în intervale scurte de timp, ce vor depăși 40 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 70 de litri pe metru pătrat. Totodată vor fi și descărcări electrice și unele intensificări ale vântului, însă probabilitatea pentru vijelii și grindină este destul de redusă. După acest episod de instabilitate, care se va încheia pe parcursul zilei, al nopții care urmează, în zilele următoare ne așteptăm ca, pe de o parte, gradul de instabilitate atmosferică să fie în scădere în toate zonele țării, pe de altă parte, valorile termice vor fi în creștere. Și chiar astăzi, în extremitatea vestică a țării, se vor înregistra maxime după amiaza de 33-34 de grade. Masa de aer foarte cald, valul de căldură se va intensifica și va cuprinde treptat toate zonele țării, însă cele mai afectate rămân în continuare, ca și până acum, la valurile de căldură precedente, regiunile vestice și sudice, unde se vor depăși 35 de grade după amiaza, iar disconfortul termic va fi ridicat.